Octavian Bădescu, antreprenor, prietenul, sfetnicul de taină al emisiunii noastre, că dacă tot are fiecare premier un consilier, trebuie să aibă și Canal 33. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Faptul că răspundeți de fiecare dată, în primul rând, pozitiv invitației noastre și, în al doilea rând, că vă aruncați privirea asupra tuturor lucrurilor. Și prima întrebare de aici pornește. Cum credeți că o să fie 2023 asta? Că așa au trecut câteva săptămâni bune de când a început noul an și încă parcă nu călcăm direct pe pământ. Asta e impresia mea. Eu am un lux, am timp. Și atunci pot să privesc la situații în ansamblu, mă informez, citesc, văd cum evoluează lucrurile și mă uit un pic așa pe trend. Da. Dacă ne uităm pe termen scurt acum, pentru că un an de zile e termen scurt. Când mă uit pe termen lung, nu văd bine. Iar pe termen scurt e primul pas din acest nu văd bine, pentru că sunt niște trenduri care se văd la nivel mondial și în România. Expansiunea statului e unul dintre ele. Deci ăsta e un trend care o să continue, o să fie la modă. Eu cred că an bun de acum înainte. Nu, eu mă încăpățânesc cumva să sper că va fi întrerupt, pentru că, ca orice pendul istoric, la un moment dat ajunge la o limită și o ia cu o forță foarte mare înapoi, pentru că altfel nu te oprești. Noi ne vom opri într-o sclavie generalizată. Ăsta este drumul pe care se merge datorită sistemului financiar, monetar, bancar, da, global, nu doar de la noi. Finalul lui, a spus-o și Keynes, este hiperinflația și dictatura. Ăsta este finalul. Nu are cum. Când mergi pe flux, îți dai seama, pentru că această expansiune a banului din nimic e la originea celei mai mari părți a lucrurilor care merg foarte prost pe lume. Această inventare de bani creat din nimic, odată prin băncile centrale și doi prin băncile comerciale. Sistemul este viciat complet și el trebuie să revină cumva la origini. La un moment dat cred că va reveni, pentru că totuși nu sunt chiar singurul care își dă seama de chestia asta. Nu. Foarte mulți oameni, eu cred că ei simt că e ceva în neregulă în lume. Cred că există acest sentiment. Băi, e ceva nu înțeleg. Oameni de rând și oameni de știință. Cum de progresăm noi atât de mult și totuși nu mai avem timp liber și sub o formă sau alta luptăm doar pentru subzistență. Ok, o subzistență net superior calitativ decât cea din secolul XVIII sau XV. Chiar și 20. Bun, dar tot este subzistență. Da. Adică omul nu mai are timp să se ocupe de nimic, ori este complet anormal. Eu, apropo de chestiunea asta cu timpul, am și scris o carte, o să iasă de la tipar în câteva zile. Timpul, resursă și monedă. Și acolo fac o propunere de resetare a acestui sistem financiar mondial. Valuta noastră forte. Pentru că, pentru că oamenilor li s-au luat banii, gradual. Gândiți-vă chiar de la esența banilor din antichitate. Era o rezervă care o aveai în posesia ta, ce e banul, e surplusul peste autoconsum, nu? Sigur, era marfă, schimb de marfă, barter. După aceea s-a ajuns la monedă, dar banul reprezintă un surplus după autoconsum, care era în posesia ta. Și noi schimbam, de acord? Da. Acum mai e în posesie? E la bancă, mai e la tine? Vrei să-l scoți de la bancă, mai poți? Stai puțin, dă cu subsemnatul. Păi, domnule, e complet anormal, gândiți-vă. Adică, dacă stai și o gândești filozofic, noi nu am înaintat pe libertate, noi ne-am redus libertatea. Este anormal ca rezerva mea, pe care nu o consum, să nu mai am acces la ea sau să-mi fie devalorizată prin inflație. Gândiți-vă, luați pensionarii, dacă e să ne ducem pe categorii sociale. Da. Sigur, sunt mulți dezavantajați pe lumea asta, dar pensionarii sunt, dacă vreți să-l parafrazez pe Marin Preda, printre cei mai, nu știu, asupriți dintre pământeni. Sunt pensionari. Pentru că tu, când contribui la pensie cu, nu știu, hai să punem 300 de euro, ca să dau rotund, cu care îți cumperi 5 grame de aur, deci tu renunți la un consum când depui la pensie ca să ai când nu mai muncești. Da. E, când ajungi după nu știu câți ani la pensie, tu nu vei mai primi 5 grame de aur, vei primi 3. Înțelegeți? Da, da. Și ca putere de cumpărare și nominal, și în valoare nominală, ca să nu vorbim de aur, dar și în valoare reală, dar și în valoare nominală, când aduni tot ce contribuie omul, marea majoritatea lor, nu vorbim de pensiile speciale, că pensiile speciale sunt câștigătorii acestui sistem. Da? Dar omul de rând, marea majoritatea populației, care stă în câmpul muncii 30-35 de ani și după aceea mai are speranță de viață între 5 și 10 ani, când aduni sumele, vezi că nu-ți dă. Deci aici statul produce o hoție, realmente, asta este. Și noi ca oameni, noi tolerăm acest sistem, care ne văduvește, în medie, pensionarul, pilonul întâi de pensii doar, cu echivalentul unui kilogram de aur într-o viață. În medie. 1 kilogram de aur este enorm. Povestea în medie. Povestea e cu atât mai interesantă cu cât mi se pare că există o metodă foarfe, ca să o numim, că pe de o parte ți se umblă la banii pe care tu, statul ți-a oprit tocmai în ideea că când vei ieși la pensie va trebui să ai niște bani, și a doua metodă este timpul. Deja împingem limita de pensionare. Mă uit ce la francezi din nou, revolte, mișcări de stradă, fiindcă iar s-a umblat la limita de pensionare și ea nu acceptă, nu sunt ca românii cu capul plecat. Bun. Adică ea nu știu câta oară în ultimii 30 de ani când se încearcă oamenii politici să împingă acest prag în Franța. Adică tu ai dat banul mai de mult și eu acum după 30 de ani eu nu mai am. Ăsta v-am spus că e un furt de timp, am mai abordat noi subiectul în emisiuni, pentru că tu pui deoparte 2 ore și primești bunuri și servicii de jumătate de oră peste niște ani. Ăsta este fur de timp. Iar viața, timpul, este o resursă finită și neregenerabilă. Este incalificabil ce se întâmplă. Noi nu putem vorbi despre o societate care a ajuns la un stadiu de progres cât timp noi tolerăm acest sistem. Sunteți de acord cu mine? Absolut.